în cazul în care nu numai să ai dreptul, dar să spui ceea ce este corect, nu ceea ce este incorect. Pe ce a spus greșit din declarațiile dânse? Lucru pe care dumneavoastră trebuie să-l cunoașteți, atunci când s-au eliberat o persoană sau două din colectiv, doamna era președintele organizației sindicale și nu poate un director, fără acordul comitetului sindical, să elibereze nicio persoană. Mai mult că așa prevede codul muncii. Mai mult că atât. Atunci când se vorbește despre ilegalitățile unui director, trebuie să vorbești prin fapte și ele trebuie să fie aduse. Dacă directorul este vinovat, înseamnă că pleacă în fața judecății și judecata confirmă este vinovat sau nu este vinovat, fiindcă mai există și prezumția nevinovăției. Și în cazul în care o persoană este vinovată de ceva, ea trebuie să răspundă în fața instanței de judecată. De acord, nu v-ați gândit să o acționați pe femeia în judecată dacă vă considerați calomniat? Domnul Brega, doamna este, după câte ați înțeles, dumneavoastră mamă singuratică. Și eu, în primul rând, nu lupt cu femeile. Eu lupt cu ilegalitățile care poate să fie făcute într-o școală unde sunt copii. Și atunci când vorbești de careva ilegalități singur, nu știi că le faci pe parcurs sau dacă le faci, nu ești în stare să răspunzi de ele. Dar vreau să spun un lucru. În primul rând, doamna, de când am eu director, doamna a primit toate scaunele noi. A fost făcută reparații capitale, i s-a pus linoleum pe jos, i s-au făcut toate standurile care trebuiau să fie făcute pentru obiectul dumnei. Din ceea ce a plătit școala. Mai mult ca atât, eu astăzi aflu că doamna am mai sustras bani din copii, din toate standurile care au fost făcute și plătite de școală. Atunci când cineva vede că școala este calomniată, îmi spune, domn director, dar uite ce a făcut ea. Păi, dar eu, primind de la minister dispoziția că ceea ce vizează corupția în școală și le-am spus, chiar și o floare este, nu aveți drept să o luați, că de acum este mită, și din momentul când se face o reparație în școală și vine un profesor și îmi dă o idee, că haideți nu numai de exemplu ușa mea să o schimbăm, dar când facem o reparație, când noi facem copii, noi antrenăm copii, noi am făcut concursuri cu Supraten, avem prin care Supraten a fost implicat aici direct și atunci când facem un lucru, de exemplu schimbăm o ușă la un cabinet și pe tot etajul sunt 6 uși, eu am propus profesorilor, haideți vă rog, atunci când dumneavoastră vreți să schimbați ușile, veneți și îmi spuneți. Toți au adunat și au spus, uite, vrem să schimbăm ușile. Dacă vreți să schimbăm ușile, noi nu avem bani pentru bălămâri, nu avem bani pentru lac, nu avem bani pentru lăcăți. Dumneavoastră, din sursele dumneavoastră, le plătiți, din momentul când apar careva surse bănești, eu vă achit tuturor cheltuielile dumneavoastră. Doamna și-a luat din concediu din cont propriu pentru ani de zile, fiindcă conform codului muncii are dreptul să ia la fiecare 10 ani de zile, un an de zile. Eu, fiind undeva plecat în Italia, eu aș fi putut să-i scriu, de exemplu, un premiu, ca dumneai să-și primească banii ăștia sau nu, când nu este în școală. Dar n-am putut. Și încă un lucru, dacă este vorba de conflict pe linii de partid, noi am fost într-un partid cu PLD meu. Eu eram președintele organizației primare, dumneai era secretarul organizației. Cum am putut să avem conflicte? Și atunci când, spre exemplu, a fost declarat concursul la școala profesională de oraș Crivlin, dumneavoastră a avut dreptul, exact cum am avut și eu dreptul, să plece la concurs. Și nu înțeleg din ce cauză n-a făcut. Pentru că să plece la concurs, trebuie să scrie un plan managerial pentru 5 ani de zile. Și fiecare din noi a avut dreptul, orice persoană. Domn director, dacă ați putea, includeți, vă rog, camera video ca să vă văd cum mă vedeți. Nu am aici. Nu am. Așa. Și vă rog să explicați de ce pomeniți starea socială a învățătoarei cu care sunteți în conflict și ne spuneți că e mamă singuratică. Are vreo relevanță chestia asta? Nu, păi ea a spus-o. Păi, dar are vreo relevanță? De ce ne spuneți asta acum? Nu. Fiindcă vă spun tot timpul, doamna a fost favorizată atunci când erau ore
și dumneai a primit mai multe ore decât era posibil. Până când de la Ministerul Educației a venit un ordin prin care se spunea că profesorul are dreptul la un salariu și 25%, mai mult nu. Adică 900 de ore. La noi salariul unui profesor este de 720 de ore și 25% mai fac până la 900 de ore. Și atunci nu am mai putut. Nu am mai putut să-i dau nici consultații, pentru că la obiecte de cultură generală consultațiile nu se mai prevăd. De ce? Iată, vă spun că atunci când este o stare socială, bine, un pic mai dificilă la o persoană, eu mă strădui să-i ajut. De exact aceea am făcut-o și cu dumneai ei. Din momentul când nu a fost posibil mai mult, nu s-a putut. Și de ce trebuie să supere atunci când este un document oficial de la Ministerul Educației care eu nu pot să-l încalc? Dânsa mai lucrează? A primit ori anul ăsta? Nu, dânsa s-a eliberat de lucru. Eu nici nu eram în țară, nu știam care a fost motivul, adică nici n-a discutat cu mine pe chestia asta. Și ori erau suficiente. La moment eu am chemat de la pensie două persoane și lucrează ambele profesoare de matematică. O fi putut să aibă exact în locul ei. În locul ei, da, exact 900 de ore. Adică eu anul trecut mie și-a luat concediu din cont propriu, am chemat o pensionară și am mai avut o profesoară care era matematiciancă și dumneai ei lucrează și anul ăsta, fiindcă nu am avut ieșiri din situație. A plecat doamna, eu când am venit, doamna era plecată. Am fost nevoit să chem cineva din concediu de maternitate, dar mai mult de 900 de ore, adică de un salariu de 25%, nu avem dreptul să dăm. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație. Dar faptul că atunci a spus că soția mea era psiholog și era plecat psihotare, este o aberație. Soția mea lucra aici, la școală. Pentru ceea ce eu greșesc, eu îmi asum responsabilitatea. Nu pur și simplu o fac. Dar aș fi vrut ca dumneavoastră, când aveți timp, să trageți o fugă până la Criuleni. Să ne întâlnim și să vorbim și să vedeți ce este în școala profesională Criuleni. Și atunci o să vă faceți niște concluzii și să discutați chiar cu colectivul. Ne-am eu înțeles. Nu mă implic. Mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc mult și dacă aveți... Și vă rog mult, dacă puteți, scoateți videoclipul ăsta, că chiar până nu clarifică. Păi cum să-l scot? Nu-l scot, pun iată replica dumneavoastră și consider echitabil și corect, nu? Cum scot părerea omului? Înseamnă să o cenzurez. Și așa, iată, am întârziat o lună jumătate pentru că pierdusem camera și până a recuperat-o. Nu, eu am văzut atunci când cineva, Gimpu, cineva izbit camera, ori nu dumneavoastră. Nu era cazul meu. Cineva, eu doar am pierdut-o în mașina cu care mergeam cu ocazie și oamenii cei m-au găsit, dar târziu mi-au transmis-o. Și iată, am publicat cu întârziere de o lună jumătate. Eu am văzut că dumneavoastră scrieți, așa că nu e pentru mine o... Surpriză. O surpriză, da. Dar ați fi putut să-i spuneți direct, deodată când m-am scris, eu am văzut, măcar că nu am ce ascunde. Fiindcă când am venit în școala profesională, nu aveam nici viceu în școală. Mai departe, nu vreau să mai spun nimic, fiindcă chiar aș fi vrut să veniți să vedeți timp de 4 ani și ceva, dacă i-a reușit cuiva să facă atâtea cât s-au făcut aici în școala asta. Și păcat că n-ați intrat atunci. Era în zi de duminică, eram cu alt motiv, era vacanță, dar în timpul școlii, cred că era 15 iunie. Da, eu eram aici pe loc. Eu eram pe loc, ați fi putut să intrați să discutați cu mine, că eu am fost până la 25 iulie în fiecare zi la școală, chiar și dacă eram în concediu. Am înțeles, mulțumesc pentru explicație. Da, eu vă mulțumesc și eu. Zi bună.